deci chestionarele, răspundeți corect, înconjurați A, B sau C, da? Aveți ori la dispoziție 26 de întrebări. Eu aș avea o întrebare. Aici, pe poză, ungurii, care este mașina cu numere de Ungaria ca să-i dăm prioritate? Întrebarea 2. De ce desenele astea sunt făcute în românește? Întrebarea 3. Piști, scrie că trece timpul. Dar a zis că am 26 de întrebări. Mai am 23 și termin. Pe foaie sunt întrebările. A, ioi. Mă iertați, om, e dragă, da? Am avut niște... Uitați-i și ăsta, aici! Ăsta o să conducă mașina! Domnie dragă, unei să dea examenul pentru buldozer! Uitați-i și chestionarul, aveți ori la dispoziție, 26 de întrebări. Poftiți acum, dăpiște! Luați loc și răspundeți corect la întrebări, da? A, B sau C? 26 de întrebări? Încep cu prima. De ce pozele astea sunt în ungurește? Întrebarea numărul 2. Ce mașină are număr de România să știu să-i dau prioritate? Întrebarea numărul 3. Luați loc și răspundeți corect la întrebări. Permiteți o întrebare. Aici pe poză, ce înseamnă acest utăiat? Cumva interzis maghiarilor, ungurilor adică. Și dacă în loc de U trece M, înseamnă că nu este ungur, e maghiar? Piști, de unde e chestionarul ăsta? El mi l-a dat. Gheorghe, hotărăște, vrei să piată examenul? Domnie, fier, doar nu vreau să-l ia. Concentrează-te, Marcu. Concentrește, concentrește. Permiteți o întrebare. Eu rămân. Aici, pe poză, cine are prioritate? Eu sau salvarea? Dacă tu ești mașină, dai prioritate la salvare, să treacă, nu? Dacă se grăbește, pune-ți-l pe el în salvare. Sau vreți să-l pun eu? Taci, mă. Permiteți o întrebare. Aici, pe poză, țăranul e prost și împuțite, poate să trece? Nu. Iau, trebuie să aștepți. Eu nu înțelege cum dumneavoastră dat carnet la acest țăran împuțite și prost, care nici oaia nu poate să o parcheze. Adică, ce vrei să zici? Vezi la tine aseară cum încercat să parcat oaia în spatele șopronului. Acolo dat cu ea cu capul de 200 de ori de zi. Ioi, acolo gemut oaia, rup sufletul la mine. Rușine, mă! Eu m-am uitat la tine cum faci dragoste cu nevastă ta. Mă, Gheorghe, tu pe ce culoare a semaforului tău să treci? Păi, și tu ce-ai scris, mă, pe roșu? Ăsta copiat. Și poate cigre. Și-o trece cu tot neamul lui, pe roșu. Ne-ncred, pentru că și eu știu despre semafor. Scris poeziuță, țin minte? Un copac cu har un bec ne învață cum se trec. Chin faci roșu, ne-n sobot, căci te ia mașini în bot. Doar românii toți se întrece, schepat unul, muri zece. Chin pe galben culor schimb, ol goște un pic de timp. Iar când verde culor vine, pistoș, trece și la mine. Bravo, Olchiș, greierul tău a atins dezvoltarea maximă. De acum poți să te apuci de fapturile. Bă, pe noi, sămoșii noștri, ne-au învățat de semafor. Și înaintea să-i învăța, ia ascult aici. Când un ungur te-o nerva și în ochi roșu-i vedea, stai pe loc și nu-l ucide, că de-l tai, el se divide. Iar te scoate fiul cuțit și ungurul s-o îngălbenit, nu-l băga în el, ezită,
Poate o da în epatite. Și de s-o neca și nu poate respira, că la față sunt verzit, verzi, merg înainte liniștit. Bă, ai lăsat dracu poezile astea, că deja mă enervat. Tu de ce ai zis? Conjura-mă răspunsul ce? Păi, da, asta este răspunsul corect. La întrebarea, cine are voie să circule pe stradă? A. Numai cei cu carnet. B. Numai românurile. Și C. Numai unguri, ioși. Bă, fraiere, normal. Asta e o întrebare capcană. Da? Drag Europule, ăștia pus capcane pe drum la singur... N-ai voie să scrii timpul examenului. Da? Drag Europule, ăștia nu lasă să scriu la singurul ungur. Știi ce? Gata! S-a terminat timpul? Da? Ai expirat timpul? Europule! Nu mai am pe ce să scriu, dar zic că poate ne aude cineva! Să vedem ce a scris aici. Ah, Gheorghe! Tu ești picat, frate! Ce ai scris, mă, că ai voie să circuri cu oile pe autostradă? Nu! Ești picat! Mașina mea! Cluj 01 oile! Ești trecut! Piști! Ce ai zis, mă, că nu oprești la trecerea cu cale ferată? Ești picat! Da, dar de ce se oprește? Că eu conduce trenul, nu mașina. Bine, ești trecut. Păi și eu pe cine mai pic aici? Uite, pică pe ăsta, că și-o apică tot pe ăsta. Că el m-a învățat toate timpenile astea. Mă, Piști, mă! Dar spune tu mie, cine ți-a pus prima dată bolan în mână? Tu. Dar era de fier și legat la 380 de bol. Bă, dar cine te-a învățat pe tine să oprești la calea ferată? Păi la calea ferată, nu pe calea ferată. Mă, dar cine te-a învățat pe tine să parchezi cu spatele? Păi dar parcarea se face în garaj, nu în laștină. Ei, va, nu-s pe amândoi că ați picat examen. Tu ai făcut 11 puncte și tu 11 puncte. Dar eu vreau să mergem cu mașina mult, mult. Vrei tu să mergi așa mult, mult, mult? Mult, mult, mii de kilometri, sute de mii de kilometri. Domnie dragă, nu puteți să-i dați punctele mele la Piști? Da, o dată 22, să meargă el așa mult, mult, până în China. Tot neamul lui. Da? Drag Europule! Ăsta vreau să nu mai fiu singurul ungur din Ardeal, vreau să fiu singurul ungur din China. Dar nu mă, prietenul meu, sunt cu tot neamul tău. Să mereți acolo mii de kilometri să vedem ce om zice ăia când o striga că China e a voastră. Și să faceți referendum în Taiwan. Ioi, nu era ideea, referendum în Taiwan. Drag Europule,